Primarul din Miovene a fost reținut după ce a fost prins în flagrant în timp ce restituia 10.000 de euro. Banii a primit în schimbul măsluirii unui examen pentru postul de medic-chirurg la Spitalul Orășenesc Mioveni. Unitatea medicală este una dintre cele mai moderne din țară și printre puținele inaugurate după Revoluție. Domnule primar, ce s-a întâmplat? De ce sunteți acuzat? Nu am luat, am a dat înapoi avansul de 10.000 de euro primit pentru a ajuta o persoană să-și angajeze o rudă pe postul de medic chirurg la Spitalul Orășenesc Mioveni. Edilul a fost prins în flagrant de procurorii anticorupție în timp ce restituia banii. Dilul i-ar fi spus denunțătorului că nu a reușit, în ciuda demersurilor pe care le-a făcut, să își respecte promisiunea de a angaja pe acea persoană în funcția de medic, așa că denunțătorul i-a solicitat suma de 10.000 de euro pe care o plătise în avans, din totalul de 30.000 de euro, pentru a nu fi în pagubă. Primarul i-ar fi cerut denunțătorului o șpagă de 30.000 de euro la finalul anului trecut, iar cei 10.000 de euro erau prima tranșă din sumă. Edilul neagă acest lucru și spune că el voia doar să-i restituie un credit mai vechi prietenului său. Acum este cercetat de procurorii anticorupție pentru trafic de influență. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au luat decizia de a-l reține pentru 24 de ore, ba mai mult urmează ca Edilul să ajungă în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Potrivit unor surse din anchetă, medicul care ar fi trebuit să câștige postul de chirurg ar fi fost fica denunțătorului. Postul respectiv chiar a fost scos la concurs în luna martie acestui an, însă cei doi candidați au picat examenul. Spitalul din Mioveni, unul dintre cele mai moderne din țară, este printre puținele ridicate de la zero după Revoluție. A fost inaugurat oficial în 2019, la trei ani de la data începerii construcțiilor. Însă, abia în 2020, unitatea medicală a devenit complet funcțională. Spitalul se confruntă cu o lipsă acută de personal medical. Directorul medical spune că este nevoie de peste 70 de asistente, infirmiere și brancardieri. Ar mai fi nevoie și de doi medici, un neurolog și și un cardiolog. Mai mult din cauza lipsei asistentelor și infirmierelor, secția de cardiologie funcționează doar în ambulatoriu. Primarul orașului Mioveni a fost interceptat de procurori chiar în timp ce vorbea cu șeful poliției locale Pitești despre intervențiile edilului pentru angajarea fiicei polițistului la spitalul din Mioveni. Din stenogramele procurorilor reiese că polițistul era nemulțumit că primarul nu și-a exercitat suficient influența ca să rezolve angajarea fiicei sale în postul de chirurg. Cert este că șpaga se dădea în tranșe. O parte înainte, restul după angajare. Pentru a-și aduce totuși fica la spitalul din Mioveni, polițistul a recurs la o practică destul de comună în administrația locală și centrală. Și anume, angajarea fiicei sale printr-un concurs organizat în altă localitate, și apoi urma transferul. Însă, pentru că nu și-a îndeplinit promisiunea, primarul a fost reclamat la DNA de polițistul care îi promisese o mită de 30.000 de euro ca să rezolve transferul fiicei sale la spitalul din Mioveni. Din această sumă, Edilul primise, până la momentul denunțului, 10.000 de euro. Mai mult, în primăvara acestui an, la unitatea medicală a fost organizat un concurs pentru funcția vizată. Primarul l-a asigurat totuși pe polițist că îi va angaja fica anul viitor. Și s-a arătat dispus să-i returneze mita de 10.000 de euro. Însă era prea târziu, denunțul fusese făcut, iar primarul a fost prins în flagrant cu punga cu bani. Și a spus la audieri: citez, am, nu am luat, am dat. Ei bine, ca informație de context, primarul și polițistul erau prieteni de 30 de ani.